Se fac ultimele lucrări care țeau de gaze de la corabia să fie puse în funcțiune. Aducțiunea de gaze se va finaliza maxim 30-31 iulie, cu probe tehnologice, cu stație de reducere a presiunii. Se fac lucrări și la rețeaua de distribuție care va ajunge și în zona industrială, acolo unde doi investitori așteaptă să dea drumul la angajări și să înceapă producția. Se lucrează în paralel și la rețeaua de distribuție în oraș. Am început deja de 2 săptămâni. Interesul nostru este să mergem cu prioritate spre zona industrială, pentru că încă taiwanezii care au cumpărat Corapetru și un investitor care vrea să facă o fabrică de mejelui, se mențin pe poziții și se pare că vor începe și ei investițiile din toamna aceasta. Totalul locurilor de muncă care se vor crea sunt în jur de 500. Până la sfârșitul anului 2014, persoanele care locuiesc la blocuri și la casele situate pe traseul adiacent conductei de gaze vor avea posibilitatea de racordare a imobilului la sistemul de distribuție a gazelor naturale din Corabia.